Ar fi multe de spus, sigur că da. În primul rând avem cu mult mai multă transparență. În al doilea rând, faptul că el este pornit pe fapte bune, este bine pregătit, este bine intenționat, tot ce face, face în numele și spre binele oamenilor. Ce am simțit personal? Eu încă n-am simțit nimic. El a făcut realizări, dar pentru mine personal n-am simțit. Schimbări sunt. În foarte multe din punct de vedere. Nu, deodată nu se face totul cum știu fiecare, dar cu greu, dar eu văd că schimbări sunt. Vorbește frumos, dar când sunt probleme de tipul cu mirosul urât, deodată îți faci și îți strângi dispoziția și te gândești că într-adevăr s-ar putea de rezolvat, dar cred că nu este dorință și putință. Au făcut promisiuni, nu le-au dus la sfârșit, poate și bugetul nu i-a permis, poate și unele, dar cred că merge spre bine. Eu cred că îi trebuie o încredere încă de acordat dumnealui și cred că lucrurile vor merge spre bine. Păi sunt realizări destul de bune. Deși suntem conștienți că s-au pus piedici din start și până în ziua de azi. Într-un fel, nu multe s-au realizat, însă oricum sunt foarte mulțumit în orice caz, deoarece avem un primar tânăr care totuși face diferite chestii bune pentru societate. Se promitea foarte mult, se promitea schimbări, se promitea un Chișinău european, un Chișinău nou, însă după cum am văzut în aceste 3 ani, au apărut mult mai multe probleme decât s-au rezolvat. În viitor o să aibă mai mult succes, însă în acești 3 ani au fost doar ani de încercare, cred. Nu e plăci cum lucrează. Tot lucru care el tânăr, stăruie și are perspectivă. Я лично ничего хорошего еще не заметила. Эти запахи неприятные в городе, ужасное просто положение, грязь в городе, собак куча в городе. Это ничего хорошего я с его периода работы не вижу. Niciodată, cât de bun nu ar fi conducător, dacă nu ar fi fiecare la locul său, în scara sa, în ograda sa, în curtea sa, să fie stăpân. Nici domnul Filat, nici domnul Chertoacă nu o să ne facă ordine și foarte mult avem de făcut ceea ce depinde, care nu trebuie bani ca să fie ordine, trebuie să avem nivel de cultură.